În contextul organizării alegerilor locale din acest an, MAI desfășoară o campanie de informare a cetățenilor cu privire la principalele prevederi legale referitoare la exercitarea dreptului de vot. Prin intermediul acestei campanii, alegătorii primesc recomandări utile în raport cu procesul electoral: să dețină documente de identitate valabile, să nu accepte mita electorală și să respecte confidențialitatea votului. În cadrul campaniei au fost realizate mai multe tipuri de materiale și au fost alese modalități de promovare multiple pentru a atinge categorii de public țintă cât mai diverse. Astfel au fost tipărite 22.000 de afișe format A2 care au fost distribuite în întreaga țară pentru a fi amplasate în locuri aglomerate, în sediile unor instituții publice cu aflux mare de cetățeni, precum și la intrarea în secțiile de votare. De asemenea, au fost realizate 3 spoturi video și 3 audio care, în baza deciziei CNA privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile din iunie, vor putea fi inserate de către radiodifuzori la finalul calupurilor de spoturi publicitare electorale. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Pentru a vota, ai nevoie de un act de identitate valabil. Verifică valabilitatea actului tău. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Totodată, pe pagina oficială de internet a MAI a fost creată o secțiune dedicată alegerilor care conține principalele prevederi legale referitoare la alegeri, contravențiile ce pot fi constatate de angajații MAI și infracțiunile prevăzute la codul penal, precum și link-uri către deciziile Biroului Electoral Central și ale Autorității Electorale Permanente. Vizitatorii site-ului MAI pot descărca de asemenea afișul și spoturile realizate în cadrul campaniei de informare. Având în vedere rolul esențial pe care mediul online îl are în informarea alegătorilor, campania MAI include o componentă de informare specială și pe contul de Facebook.